都三遍。Ar dori să vă rog să lăsați pe copilași, dacă sunt mici, să vină la miruit. Și pe cei în vârstă, vă rog frumos. Iubiți credincioși, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească liturghie astăzi. Hristos, Dumnezeu prea drag, Maestate, să vă primească tuturor celor prezenți astăzi la cină, la Sfânta Dumnezească liturghie, după credința și râvna frăților voastre. Este zi binecuvântată de Dumnezeu, atât timp cât cei care purtați cu demnitate numele Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolii Constantin și Mama sa Elena, a crezut în Duminica Învierii, cum ar fi. Este o mare binecuvântare, numai pentru cei care purtați numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, și pentru noi toți, de altfel. Astă noapte, la utrenie, citind din pomenice dumneavoastră, am observat că sunt foarte mulți care purtați și poartă numele de Constantin și Elena. E bine, acum, frățile voastre, și nu numai frățile voastre, deseori v-am spus cum ar trebui să cinstim Sfinții. Sfinții care de altfel sunt și casnicii lui Dumnezeu și putem numi prietenii ai noștri că sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Astăzi auzim că se pun două, trei nume la botez, nu știu care părinte slujitor ar face asta atât timp cât doar în suflet botezăm în numele Preasfintei Treimi, care se pune doar un nume și nu orice nume. Căutăm nume străine și în loc să punem un nume de Sfânt care îl putem cinsti și care să ne devină de la botez mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, fiindcă noi nu suntem vrednici să ne rugăm direct Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, ci mijlocim prin Sfinți. Sfinții mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Și se cuvine, dar avem o obligație morală să le știm viața, trăirea și, în ultimul rând, să le rostim acatistul zilnic a Sfântului respectiv care îi purtăm numele. Ar fi foarte dureros să te întrebi cineva cum te cheamă și să-i spui că Constantin. Ia spune puțin din viața Sfinților Împărați Constantin și Elena. Știi ceva? Și atunci, per Doamne, să nu știi nimic. Ar fi o mare greșeală și cred că fiecare dintre noi greșim când nu citim acatistul zilnic a Sfântului respectiv care îi purtăm numele. Deci, atenție mare! În afară de acatistul zilei, întâi rugăciunea dimineții, acatistul zilei, îl alegem. Al Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Bunei Vestiri, al Coperământului sau ce dorim noi, rugându-ne către Maica Domnului, rostindu-i acatistul, apoi rostind și acatistul Sfântului nostru, care l-am primit la botez când am fost încreștinați. Și ați văzut că simt binecuvântarea lui Dumnezeu și a Sfântului, atât timp cât noi chemăm în ajutor Sfântul nostru, care ne protejează în toată viața noastră. Și mergând și în gând,
să rugăm pe Sfântul nostru să mijlocească la Maicuța Domnului și Maicuța Domnului către Fiul Său și Bunul Dumnezeu. Bine, acum știe Dumnezeu de câte ori ne-am trezit fără să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că dacă ne întrebăm și vă întreb de câte ori ați rămas fără pravile și canon, o să spuneți rare ori, nu puteți spune rare ori, deseori. Suntem așa, într-o viteză continuă. Totul pentru acest trup, totul punem acolo, agonisim zi noapte. Dar auzim în fiecare zi, când cineva din vecini, din prieteni, rude, au plecat nepregătiți. Este foarte dureros că cei tineri amână pocăința spunând că cei bătrâni spune că mai la sfârșit. Și întâlnim nu de mult, și chiar ieri și mai deseori întâlnim, la 16 ani când nu s-a mai sculat, l-a găsit mort în pat, nu de mult, ieri sau nu știu când. Atunci ce curaj avem să spunem, du-te tu mamă sau bunică că eu sunt tânăr. Te-ai întrebat vreodată că înaintea lui Dumnezeu, când vine clipa, ceasul, ai plecat? Este o cântare de-o fi tânăr sau bătrân, de-o fi slugă sau stăpân, mai amar ca ceasul morții lui. Fiecare dintre noi, și apoi dacă avem într-adevăr vai de copiii, tinerii care n-au părinți credincioși, ferească Dumnezeu să te fi născut într-o casă din părinți necredincioși. Să nu vă mirați, că din părinți necredincioși, și așa să nu spun eu să greșesc, o mamă este sacră și un tată, s-au format copii foarte cuminți, foarte credincioși și n-au luat drumul părinților. Mă refer la beție, înjurături, la celelalte care le știți dumneavoastră și noi cu toții mult mai bine. Văzând copiii starea din familie, multe înjurături, fură împotriva Duhului Sfânt, beție multă, am o vorbă eu unde este patima beției, nu ai Paști, nu ai Crăciun, nu ai sărbătoare. Nu de mult vorbeam cu un tânăr, zice că părinții m-a oferit Dumnezeu că n-am harul băuturii. Măi băieți, zic, dar te auzi ce ai spus? Ăsta e har? Cea mai groaznică patimă posibilă, care mai nou au luat-o și femeile din urmă. Mă uitam la doi pași de mănăstire, am îmbătrânit aici împreună cu dumneavoastră, iată că aproape 60 de ani am, să vezi femei cărunte cu țigara în gură lângă mănăstire și să-mi dovedească mie că sunt preot și că o văd. Atât de multe îți poate arăta diavolul, satana, vezi cu ochii liberi în timpurile noastre. Apoi am văzut, nu este, sunt niște pilde vii care putem învăța din ele. Copiii adună pe ambii părinți, urcându-i în coșul căruții, beți crește, pe românești. Și îi duce acasă. Mă gândesc la copilașii aceia, ce fac ei zilnic, ce mănâncă ei, ce cuvinte aud ei de la părinților care au născut și crescut. Ne mirăm deseori că copiii bat părinții. Păi educația, formarea care au avut-o de mici copii, văzând numai înjurături, beții, date diavolului, blestemuri, atunci, iarăși mă reîntorc, au luat cei harul, cum spunea cel tânăr. Har nevrednic. Și apoi când ne trezim, venim plângând prin biserici, mănăstiri, părinții ne-au bătut copiii. Sau nu ne ascultă copiii. Bine, acum să văd copiii care sunt formați frumos de părinții cu adevărat creștini.
Auzim o vorbă mai tot timpul, iată ăsta are 7 ani de acasă. Ține minte sfaturile bunicilor noștri, a bunicilor noștri, că mulți dintre noi am fost crescuți și de bunici. Trebuie să recunoaștem. Eu la bunica mea îi spuneam mamă. Și la bunicul meu, tată. Fiindcă ne-a educat și crescut și hrănit. Povețile și sfaturile bunicilor noștri și a părinților cu frică de Dumnezeu evlavioși ne țin în viață până în ceasul morții. Chiar de multe ori ne oprește a păcătui, că așa m-a învățat mama mea, tatăl meu, bunicul meu, bunica mea. Sau așa făcea bunicul, bunica mea, tatăl, mama mea. Și am învățat de la ei. Și duce mai departe cum am fost formați. Am văzut post în casă, am ținut și noi post. Au ținut și copiii noștri post. N-am văzut post, n-am văzut nimic în casă, n-am cinstit Sfânta Duminică, sărbătorile, nemersul la biserică, la liturghie. Așa fac copiii copilor dumneavoastră. Ne punem o întrebare și am pus-o chiar și către ucenicii mei, fiii duhovnicești, părinții slujitori care mai vin la noi deseori, oare ce o să facă biserica când nu o să mai fie oamenii aceștia evlavioși? Bine, biserica este luptătoare. Și 2-3 numele Dumnezeu, acolo va fi Hristos. Dar ne referim la cei buni credincioși, prezența dumnealor la Sfânta Liturghie. Că vedem acum mai nou, în Molifteni spune clar, te-ai rușinat a te închina în societate? Adică, fiind cu cineva lângă tine, prieten, prietenă, rudă, așa, ai trecut pe lângă o Sfântă Biserică și de frică și rușine, dragă Doamne, ai făcut așa atunci repede, în stânga, totodată că ai o frică, dar și o rușine că te vede, că te închini în fața unei biserici. Când dată primești un răspuns, ai nebunit? Te închini? Te vede lumea. Și răspuns amar vom da înaintea lui Dumnezeu, când ne-am rușinat a ne închina în societate. Vedeți că ești în tramvai, da? Ești în mașină. Să-i scutem la volan, dar chiar și la volan. Te-ai închinat când ai plecat, nu-i de ajuns. Treci pe lângă o biserică, ajută-mă, mult milostive, Doamne, în călătoria pe care o fac. Crucea este armă împotriva diavolului, apărătoarea noastră. Crucea sfântă și sacră, care o facem drept pe fețele chipurile noastre, nu așa apărându-i de muște, cum vedem oameni în vârstă, care nu știe să facă semnul Sfintei Cruci. Și ia de râdere Sfânta Cruci. Așa că orice din viața noastră, fie suferință mult, fie încercări care tot le primim de la Dumnezeu spre încercarea mântuirea noastră, ne mai trimite câte unul din ăsta așa ca să ne mai încerce mântuirea, să ne vadă răbdarea. Cădem sau ne ridicăm, sau cârtim, sau ne împotrivim. Dar nu mai răbdăm noi să ne spună cineva, măi frate, vezi că nu faci bine, ai luat un drum greșit, dar ce te crezi tu? Ești mai sfânt ca mine? Imediat reproșuri și, dacă se poate, să mai vorbești cu el vreo câțiva ani. Ce este mai înspăimântător astăzi, și vă spun cu frică și cu tremuri, că văd cu ochii mei oameni care nu pot ierta. Și vin la Sfânta Împărtășanie cu nerușinare și fără teamă de Dumnezeu, că în spatele lui este sora lui, fratele lui, mama lui, tata lui, bunicul, bunica lui, ruda lui, care încă nu a cerut iertare chiar nici în biserică. Și vine și o face pe mironosița și face niște cruci de 2 metri și arată că e evlavioasă. În schimb, nu poate ierta.
Dar fără frică de Dumnezeu, rostește și ne iartă nouă, precum și noi nu iertăm celor ce ne greșesc nouă. Și am văzut în viața mea de duhovnic persoane care atâta râvnă evlavie arată în fața celorlalți, care deseori sunt întrebat: Părinte, ce face femeia aia sau bărbatul ăla? Să nu spun mai femeia, să supărăm gospodinile care sunt în cerucasă de altfel. Evlavioase, dar nu cele care... De se împărtășește așa de des, precum ar lua un pahar cu apă. Dați-mi și nouă tratamentul ăsta să facem și noi ce face doamna respectivă, că o vedem duminică de duminică împărtășane. Bine, acum va da răspuns cel care o spovedește. Din mila lui Dumnezeu, de când mă știu ca monah, am mers după rânduiala Părniclopa. Dumnezeu să-L odinea, Sfântul nostru, stâlpul României, Părniclopa. Spovedanie poate să fie cât de deasă. Și chiar vă sfătuiesc să vă spovediți foarte des, că atât timp că vă spovediți des, părâți pe vrăjmașul. Și mai greu se cuibează, adică ești mai ușor, mai curat, mai liber. De asta împărtășanie. Poți să nu mănânci tu carne toată viața. Poți să ții post negru 40 de zile. Dacă tu nu ierți, nu te apropia soră, frate, de trupul Sfântului Hristos, cum poți tu să duci jertfa ta altarului, lumânarea, liturghia, dacă tu ai ceva pică pe cineva de ani de zile? Nu mai spun de vecinul, ruda. Sunt copiii care nu iartă părinții că nu le-a dat moștenire. Dar moștenirea este mama și tata care sunt pentru noi, ce să mă exprim în cuvinte, ce o mamă și tată? În puține cuvinte n-aș putea să... Ferească Dumnezeu care așteaptă de la o mamă și tată bani și nu mângâiere și binecuvântare. Cât de greu, e bine, care a crescut în puf, pe românește, nu vede greu. Care părinții care au lucrat cu ziua, prășit, împletit ciorap, tors, și-au crescut copiii. Opt copii, 10 copii, cum avem aici o bătrânică care veți vedea-o șchiopătând prin ograda mănăstirii, care este acolo la lumânărat, 84 sau 86 de ani, a născut 16 copii. Are în viață 14 copii. Din 14 copii, nu știu dacă o cercetează cineva, mai alaltă ieri vine la mine cu o batistuță strânsă așa la pep, să-mi arate că sunt banii de mormântare. Și am întrebat-o, de ce ții în sân, bunicuță? Păi da, unii se țin, părinte, că mi-a furat, nu de mult, din bănuții la mormântare. Cine a furat, s-a jurat, a făcut metanie, s-a închinat și tot i-a furat. Dar să-mi spun cine. Și am venit să vă spun că, să vă întreb câte poduri sunt. De acasă până la biserică, ca să știu să-mi pun deoparte ceva. Ca să nu mai îmi fure bănuță. Îi strigătul la cer. Să ai mamă și să nu știi să o respecti. Bine, ceilalți care nu avem mamă și tată și bunici, ne ducem la cruce, la mormânt. Și plângem și cerem sfaturi. Că noi avem, dar cei care aveți, de ce ne cinstiți cât mai aveți?
Sărutați-vă mâinile amândouă și pe o parte și pe alta. Să nu treacă zi, să nu cereți binecuvântare, că mama, rugăciunea de mamă, e sfântă, sacră, înaintea lui de tată. Roagă-te pentru mine, mamă. Să știți că sunt preot și deseori am strigat-o pe mama, spunându-i să se roage pentru mine. Și să știți că îi am portretul, îi aprind o candeluță zi-noapte. Sper că dumneavoastră, cei care aveți, nu vă dați seama ce dureros este. Când ai dorit să-i asculți cuvântul și sfatul, tot timpul sunt neajunsuri. Vine căsătoria, vine cazuri, vin copii. Ba s-a mai dat de nesupunere și neascultare părinți o căsnicie foarte rea. Știe Hristos și Maica Domnului viața fiecăruia. Și lasă că la mama și tata mă duc eu cândva. Și cel mai groaznic este că voi spune până să mor. Că soția are deseori, oprește soțul să nu dea un bănuț la mama lui. Sau soțul oprește soția să nu-i dea un ajutor la mama ei. Nu, nu, atenți, nu vezi scăpa fără răspuns înaintea lui Dumnezeu dacă faci așa ceva. Ei bine, acum stați liniștiți că tot ei vă dă. Mi-aduc aminte din trăirea mea, spunându-i lui mama mea, mamă, dar e neascultător, poate îi place paharul, nu-i mi-ai dat din pensia mea ta. Și ăsta e amneu, părinte, cum vorbesc în Bucovina. Lasă-l pui lui mama, să trăiască și el. Care mamă, ce tată și-ar arunga puiul din lângă ea. Așa că să fiți tare atenți ce faceți cu părinții care aveți în viață. Că îi duceți la mormânt și vin atâtea necazuri și atâtea dureri și apoi îți aduce aminte, bine ne-a mai zis mama mea. Și n-am ascultat. Un să mă duc, un să stric, măicuța Domnului. Și atunci vedem în cimitire cruci putrede, buriene pe morminte, fără o floare, fără o lumânare, fără o candelă la mama și tata, bunic, bunic. Cine ar poate, nu zilnic, să nu treacă sărbătoare și Sfânta Duminică fără să aprindă o lumânare, tămâie pe mormântul părinților și a bunicilor și a rudelor, să rostească Tatăl nostru, să sărute Sfânta Cruce de la Căpătâică și crucea aceea e sfințită. Și așa vei avea multă liniște. Și apoi să încheie. Copiii care o să asculte de părinți vor trăi mulți ani binecuvântați de Dumnezeu și o să cinstească cu adevărat părinții. Și să nu credeți, frățile voastre, că dacă noi n-am fost supuși neascultători, de părinții noștri, copiii noștri ne vor asculta pe noi. Niciodată. Ceea ce doriți veți primi. De scos sabe, de sabe îți va fi moarte. Și ca să vă readuc aminte de un tânăr care nu se putea căsători din cauza tatălui lui, viitoarea soție a spus: dacă îl prigonești pe tatăl tău, am să trăiesc cu tine și mă căsătoresc. Dacă nu, rămâi cu tatăl tău. Și el tot s-a gândit ce să facă, cum să îl prigonească pe tatăl lui. Și văzând că nu are altă soluție, îi dă acolo o traistă în mână, o bucată de pâine. Și îl scoate afară. N-am mai pus prea multe întrebări, de ce mă scoți fiul afară? S-a dus, mergând pe cale, ieșind din ogradă, la o mană de sat,
Stai, fiule, începe a plânge, de-abia atunci. De ce plângi, tată, chiar acum? Dacă tu m-ai scos afară, du-mă acolo. Vezi piatra aia mare acolo? Da, tată, acolo am dus și eu pe tatăl meu. Viu-i Dumnezeu că nu o să scăpăm niciunul care ne-a bătut joc de părinți. Și încă sunt părinți care vin între mănăstiri și biserici bătuți și chinuiți de copiilor. Nu pot să trec cu vederea duminică de duminică să nu reamintesc cinstirea părinților. Dacă cu adevărat doriți să trăiți în armonie, să vă plănigească Dumnezeu anii, cinstiți părinții care v-au născut și crescut și cei care au plecat la Domnul în felul lor, un parastas, un praznic și tot timpul când gândește la ei și dă ceva de sufletul lor. Acum este Elena, poate pe mama a chemat-o Elena, dă de sufletul mamei mele Elena, uitați părinții Constantin, ceva de sufletul lor sau numele Domnului, că Dumnezeu îi pomenește. Să vă ajute milostivul Dumnezeu, bucurie sfântă în casa, familia dumneavoastră. Sunt foarte mulți Constantin și Elena. Dacă vă pun să ridicați mâna sus, cred că sunteți jumătate de biserică. Dintre fiii mei duhovnicești, dintre prietenii mei de suflet, sunt foarte mulți care cinstesc și poartă numele Sfinților Împărați, Constantin și mama sa Elena. Vă doresc din inima sufletul meu la mulți frumoși, binecuvântați ani de Dumnezeu, milostivul Dumnezeu și Sfinții Împărați Constantin și Elena să mijlocească la Bunul Dumnezeu, să vă plănuiească ani, să vă bucurați de tot ce ați realizat în viața frăților voștri, de copilașii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți cu toți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți asta înseamnă că ne dă ceva la ușă, dacă tot am aplaudat și le-am cântat la mulți ani. În fiecare an, din fiii mei duhovnicești și ai locului, oferă masa în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, câțiva din fiii mei duhovnicești. Ei bine, sunt tare mulți. Dacă îi număr pe toți, sunt vreo 6 aici, în partea dreaptă, în strană. Și l-avem și pe frate Constantin, reporterul nostru care promovează atât de frumos mănăstirea Adâncu, care primesc deseori mulțumiri la credincioși, la pelerini, cât de frumos promovează mănăstirea Adâncu. Ei, cu siguranță, el are și o mare vlavie la Maica Domnului și de aceea este mai tot timpul și mijlocul nostru. Nu numai o duminică, două, și când e posibil și are timp, vine și ne și încântă cu o cântare sau cu o post. Mulțumim, Constantin, la mulți ani și pentru frăția ta, la mulți ani pentru toți și pentru cei care nu mai sunt în viață și a purtat numele Elena Constantin, Dumnezeu să ierte și să odihnească.